Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, aduce în comunitatea ieșeană o premieră națională. Este vorba despre tangoterapie, o formă de terapie prin dans, menită să aducă beneficii în lupta cu bolile neuronale degenerative, cu precădere boala Parkinson. În străinătate există acest termen, se folosește preponderent în patologia Alzheimer, a bolilor degenerative Alzheimer și Parkinson. În străinătate, evident că întotdeauna există o tradiție deja în această terapie, formă de terapie, institute de terapie, există echipe interdisciplinare care lucrează cu neurologi, cu psihiatri, în așa fel și cu alte tipuri de terapie, evident, în așa fel încât beneficiile recuperatorii să fie maxime. Tangoul implică în același timp concentrare, memorie, gândire anticipativă, precum și echilibru, atenție și creativitate. Beneficiile acestui tip de terapie sunt că integrează exact deficiențele induse de boală, respectiv postura. Practic, ce e disfuncțional din motive de boală sunt calitățile tangoului. Tratamentele persoanelor care suferă de boala Parkinson sunt extrem de costisitoare. O formă de terapie care prezintă beneficii atât de mari și care este gratuită este ca o gură de aer proaspăt. Tangoterapia este ceva nou pentru noi și pentru toți și vreau să încerc și cred nespus de mult că o să fie cu reușită. M-am informat pe internet peste hotare cum decurge tangoterapia aceasta și am rămas impresionată. Fata mea a auzit în Belgia de ea locuiește acolo. Sper să fie în folosul nostru și să fie cât mai multă lume receptivă la așa ceva. Deci când ești împreună și rezonezi cu ceilalți, ți-e bine pentru tine. Proiectul își propune să ridice nivelul de conștientizare asupra beneficiilor terapiei prin tango și să pregătească terenul pentru deschiderea unui centru de tangoterapie la Iași. Doar în capitala Moldovei sunt peste 3.000 de persoane diagnosticate cu boala Parkinson.